toată această lungă perioadă de timp, de dincoace de renaștere, reformă, dacă vă interesează secolele 15, 16, bun, puneți 1400, de la Giotto, de la Dante, ați auzit de Divina Comedie, da? Până astăzi vorbim de o lungă perioadă a modernității în istoria umanității, lumea modernă. Nu contemporană, numai sovieticii după 1917, crezând că revoluția lor este o schimbare planetară, au fragmentat un pic modernitatea, intrând în toate periodizările istoriei secolelor apropiate, epoca contemporană. Nu există contemporană. Totul este modernitate. Iar din punct de vedere al istoriei, din perspectivă istorică, dacă vreți, partea care stă sub picioarele noastre este istoria recentă. Dar închizând această paranteză, această lungă perioadă a modernității are o zestre genetică ușor de decodificat, cu niște constante. Unele din ele sunt legate și de capitalism. Capitalismul acompaniază modernitatea. Lumea modernă are ca formă de organizare capitalismul, dacă vreți. Lumea modernă are înăuntru ei individul, proprietatea, dacă vreți, în afară de proprietate, tot felul de alte aspecte care țin de respect, de majorități, de minorități, de democrație, etc. Până la urmă, modernitate și capitalism. Modernitate și individ înăuntru ei. Deci individul ca și elementul central al lumii moderne. Toată această lungă perioadă de 500 și de ani a avut schimbări mai mult sau mai puțin spectaculoase. Proprietatea este în continuare sacră, individul este în continuare situat în centrul societăților, de la respectul legilor până la tot ce vreți, această lume modernă are niște constante fundamentale. Însă, încet, încet sunt din ce în ce mai multe variabile. Lumea modernă este lumea statelor, lumea lui Hugo Grotius, etc. Din ce în ce mai multe variabile vizibile după al doilea război mondial, vizibile în ultimii 10-20 de ani, această accelerație teribilă, timp, spațiu, încep să dispară, sublimarea de la frontiere până la alte aspecte care țin de formatul clasic al modernității, încât pentru toată lumea este evident că suntem la capătul modernității. Suntem convinși și noi că lumea în care trăim își schimbă rapid echipamentele. Că lumea se schimbă sub picioarele noastre. Este o constatare, dacă vreți, cu o marjă foarte mare de generalitate. Toți oamenii constată acest lucru. Și sigur, această schimbare este de multe ori extrem de rapidă. Atât de rapidă încât viteza noastră de reacție este în permanență întârziată la toate aceste provocări care nouă ni se par că vin din viitor. Se schimbă agenda lumii, se schimbă, spuneam, structura ei. Este evident că dacă ani în urmă puteam să facem proiecții pe 20, pe 50 de ani, este absolut hazardat să gândim mai încolo de 10 ani lumea în care trăim. Din această perspectivă a schimbării unei lumi foarte deschisă, unei lumi care, de la echipamentele fizice, renunță la cărbune, renunță la oțel, trece la echipamente bazate pe fibre de sticlă, pe tot felul de plasticuri, etc., schimbă gusturile, schimbă foarte repede mentalitățile. Deci o lume care, spuneam, a devenit din ce în ce mai mult captivă acestor servicii media, acestor servicii de socializare legate de rețele informatice și așa mai departe. Este clar că